multe capitole, România se află la coada clasamentului, avem șansa să excelăm în spațiu. Suntem partea unui proiect istoric de apărare planetară prin care se urmărește devierea corpurilor cerești care ar putea lovi Pământul. Misiunea este programată pentru anul 2024, iar noi vom construi alături de portughezi mai multe componente ale navei spațiale care va fi lansată la 10 milioane de kilometri de Terra. Hera, cum este denumită misiunea desfășurată în colaborare de Agenția Spațială Europeană și NASA, are două etape. Prima ar trebui să înceapă anul viitor. O navă spațială va fi trimisă până la 10 milioane de kilometri distanță de Pământ, unde ar trebui să lovească cel mai mic corp dintr-o pereche de asteroizi. Mic înseamnă, în cazul acesta, un corp cât Marea Piramidă din Giza, de pildă, cu un diametru de 160 de metri. Celălalt are diametrul de 780 de metri. Problemele importante pe care le poate, la care se gândește omenirea în momentul ăsta este cum să protejeze planeta de potențialul impact cu un corp ceresc și acest risc este foarte mare. România va avea un rol cheie în acest proiect pentru că alături de Portugalia va construi mai multe componente ale navei spațiale. În total, 7 țări participă la această misiune. Una istorică, indiferent de rezultat, pentru că este pentru prima dată când se încearcă modificarea orbitei unui asteroid prin intervenție umană în mod intenționat. Faptul că la noi se face așa ceva, aduce companii, aduce inteligență. A doua etapă ar urma să aibă loc în 2024. O sondă spațială va călători 2 ani până va ajunge din nou în apropierea asteroidului lovit în prima etapă a misiunii. Va capta imagini și probe, iar cercetătorii vor analiza efectele impactului și vor înțelege mai bine structura asteroizilor. Pentru această misiune se vor cheltui aproximativ 160 de milioane de euro. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.